Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare Suceava au efectuat un control la adăpostul de câini din Lunca Sucevei. Conform declarațiilor făcute de purtătorul de cuvânt al instituției, Vasile Semeniuc, există câteva reguli care trebuie respectate în adăposturile de câini. Inspectorii ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru siguranță alimentelor au fost în inspecție la acest adăpost și au constatat că anumite probleme care sunt acolo nu sunt respectate conform ordonanței de urgență numărul 155/2001. În această ordonanță spunem așa, condiții minime pentru funcționarea unui adăpost pentru câini. Și spune așa, animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor și pentru a controla bolile care sunt. Criteriile de separare sunt starea de sănătate, vârstă, sex, grad de agresivitate. Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puiul lor. Principalele nereguli constatate sunt legate de mărimea cuștilor pentru câini și hrana acestora. Spațiile pentru adăpostiri și pentru intervenții medicale trebuie să mai aibă. Cuștile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime. Pentru câini de talie mare, 120 de cm pe 160 de cm. Pentru câini de talie mijlocie, 110-148 de centimetri. Pentru câini de talie mică, 91-122 de centimetri. Vreau să vă spun că legea permite ca hrana care este admisă pentru oameni este la fel de admisă și pentru animale. Produsele expirate sunt interzise pentru a fi hrănit pentru animale. Legea nu permite acest lucru și atunci o să trebuiască să se găsească surse. De asemenea, de la cantine, resturile alimentare nu sunt permise a fi din punct de vedere sanitar-veterinar. Reprezentanții sanitar-veterinari au transmis responsabililor adăpostului de câini câteva măsuri care ar trebui respectate pentru a intra în legalitate. Urmează să mai studiem și să vedem. Însă problema care se pune la doamna la acest adăpost al primăriei nu sunt respectate aceste dimensiuni cuprinse în această ordonanță. Cam despre asta este vorba la acest adăpost. Noi am dat recomandări, am spus ce trebuie să se facă primăria pentru a intra în legalitate și pentru a intra și această ordonanță în vigoare.